Da, dau cuvântul doamnei profesoare Cornelia Neaga de la ansamblul Bargăul, de la Clubul Copiilor și Preoțivare, sufletul acestui festival. De acolo a ieșit totul. Poftiți, doamna. Eu de fiecare dată, pentru mine această întâlnire este foarte, foarte emoționantă. Și de ce spun acest lucru? Pentru că acest festival nu este un simplu festival. Este o manifestare de amploare care în anumite ediții s-a desfășurat cu mult mai multe activități și acțiuni desfășurate atât aici cât și în alte zone, în alte localități. Chiar într-un an am fost la IP, unde au fost impresionați, s-a făcut și paradă, unde au fost așteptați la poartă de către cetățeni și primiți cu un pahar de vin și cozonac. Am mai fost și la Halmăști cu ocazie când a fost doamna Marioara Murărescu și când delegațiile au fost primite, copiii au fost în căruțele cu perne și la fel și atunci. De fiecare dată am avut mulțumim mult departamentului pentru că ne-a fost alături și a înțeles, ne-a înțeles pe noi ca dascăli că avem o misiune extraordinar de importantă în afara orelor. De aceea, întâlnindu-ne doi pasionați, am pornit acest festival după Revoluție, când se mai desfășurau festivaluri în țară, dar aducând străini. Și noi am zis, hai să ne aducem românii. De aceea, la una dintre ediții, cu o ocazie, când aveam întâlniri, copiii din Serbia, copiii din Ungaria, românii care au fost aici, românii din Ucraina, românii din Chișinău, românii din Bulgaria, din Kazahstan, au observat un lucru, discutând, indiferent că unii se exprimau mai greu românește, și-au dat seama că de aici se trag. Aceasta este limba. Aceasta, aici ne sunt rădăcinile. De aceea spun, nu este un festival numai să dansăm și să cântăm. De acestea sunt foarte multe. Aici ideea a fost aceasta. Chiar foarte frumos se exprimau, pentru că noi am condus un jurnal la fiecare ediție cu impresiile copiilor participanți care se exprimau sincer ce înseamnă pentru ei să se întâlnească aici. Unii dintre ei se duceau cu ideea, ce frumos că noi, generațiile viitoare, să fim de fapt ambasatorii românilor și în timp, probabil, se vor nu numai prietenia să continue, poate legături, chiar discutam, să se căsătorească cei de acolo cu cei de aici. Deci lucrurile mergeau într-un fel cu totul aparte, ne înțelegeți? Iar pentru noi, de aceea am spus, nu există niciun nu considerăm niciun efort
chiar dacă suntem un colectiv mic, nu punem în calcul niciun efort. Pentru noi nu este greutate. Parcă pe noi ne încarcă acest lucru. Sufletește și ne încărcăm pentru încă un an de zile. Pentru că tot acest ecou, unde copiii se exprimă sincer și liber, acesta ne încarcă și ne duce. Lăsând la o parte orice discursuri, orice sufletește, cei care participă la acest festival, efectiv simt, sufletește și nu interesează dacă plouă, dacă nu plouă, dacă luăm măsurile de... Important e să ne întâlnim. Și de aceea vă așteptăm de fiecare dată, așa cum orice familie își așteaptă copiii acasă, frații, surorile. Noi așa am privit lucrurile. Și vă mulțumim foarte mult. Sigur că ne-am fi dorit și în acest an să fie mai mulți participanți, dar oricum mulțumim că îl putem desfășura și așa, pentru că sunt timpurile cum sunt, dar oricum, domnul secretar de stat, vă mulțumim enorm. Noi am fost la Cernăuți. Cu ani în urmă, noi am fost în Chișinău, noi am fost în Serbia, noi am fost în comunitățile românilor de acolo și i-am sprijinit cu manuale, cu... De asta spun că e o manifestare, nu e un simplu festival. Am urcat, am cântat, am... Nu. Cu activități multiple, cu... lucruri care te încarcă, sufletește, pentru că până la urmă suntem oameni și avem nevoie de așa ceva. Nu ne putem transforma în roboți. Și toate aceste lucruri, tot vorbim de tradiție. Păi numai prin exemplu propriu și văzând cântecul și dansul, nu chefuri și chestiunile astea superficiale, nu. Faptul că fiecare etnie, fiecare popor, fiecare nație are cultura tradițională care este de fapt acel tezaur care ne duce mai departe. Și în această Europa și în această lume, fiecare ține de identitate, ține aproape. Așa dăm exemplu. Prin activități concrete pentru tinerii noștri, dacă vrem să ajungem să avem o soartă și să trăim frumos. Și ei, la rândul lor, să poată trăi frumos. Suntem cu atât mai bogați. Eu vă mulțumesc. Oricum, dați-mi voie, n-am făcut-o înceată până acum, dați-mi voie, nu neapărat ca soție de director, organizator, am zis, nu laud, să nu creadă lumea că soția își laudă. Nu, este un om extraordinar. Și ca profesor de istorie și ca etnolog, a studiat etnologia. Ca sufletist. Deci, m-a impulsionat, ne-am impulsionat reciproc în dorința de a ne bucura de aceste prezențe. Nu vreau să sune demagogic cuvintele mele. Eu sunt un om foarte sincer, foarte deschis, de fapt artiștii, profesorii care sunt și profesori și lucrează cu această parte artistică și zic eu că sunt
deosebit, că văd lumea și altfel, prin frumosul pe care îl creează. De aceea, eu mă rog celui de sus să-l țină sănătos, să mai putem organiza, nu știm în ce măsură și cum, niciodată nu se știe, dar oricum, cu această, cu ocazia acestei lecții jubiliare, eu îl felicit. Iar ce vreau să vă spun este că ce s-a întâmplat până acum 20 de ani de zile se va întâmpla în continuare. Pentru că românii trebuie să se întoarcă acasă. Iar acasă este România și noi vom primi tot timpul cu brațele deschise. Este conferit o diplomă de excelență în semn de recunoștință și prețuire pentru întreaga noastră activitate și pentru nobila contribuție adusă promovării și păstrării culturii, valorilor și tradițiilor poporului românesc. Vă felicit! Vă mulțumesc pentru tot ceea ce faceți și întreaga noastră contribuție. Am avut marea plăcere să descoper că de această dată la acest frumos festival în capitala românilor de pretutindeni la Șimleu, Silvaniei, așa cum spunea domnul primar, am văzut românii noștri din Ucraina, din zona Cernăuți și Transcarpatia și vreau să vă spun că m-am bucurat enorm pentru că nu se putea face fără ei acest festival îndeosebi în acest an. Le dorim tot binele din lume, pacea în primul rând, sănătate și bucurii. Felicitări familiei Neaga, felicitări domnului primar, felicitări vouă tuturor, felicitări acestor copii minunați care nu știu să-și pună numea, atât sunt de frumoși. Îi iubim, îi prețuim și îi încurajăm să nu lase niciodată tradiția, portul și limba românească. La mulți ani tuturor! Vă mulțumesc din suflet și vă îmbrățișez cu mult drag. Suntem alături de dumneavoastră, am fost și vom fi. La mulți ani!